din astea. Adică, bă, unii vor mașina cât să fie cât mai curată, fără gen, nu știu, de mie îmi place să fie tot timpul mai wow, mai murdură, mai zgârii, mai nu știu ce. Evident că trebuie să bagi bani în ea. E, în schimb, celălalt nu bagă nimic în ea, vine tot cu ea fresh. Nici n-am apucat să mă opresc cu mașina. Când am oprit era cel puțin 15-20 de oameni lângă mașină. Da, mai unul, altul cu copii. Bossu, cum se ia moldoveni. Bossu, nu mă las să fac și o poză cu el. Cum am multicolor, trebuie să jonglez cel puțin 3 culori pe ea, pentru că nu o să pot juca alb-negru, pentru că sunt două. Când am văzut poliția din zonă de la mine că a schimbat pac, aveam unul acolo în zonă care mă pistonea, știi? Și a văzut ăla că a schimbat direct paca, că m-a văzut direct cu girofarurile pe mine. Serios? Deci da, mă, da. Și bă, mă, ăla nu prea îmi place, zice, nu știu dacă o să arate bine. Zic, bă, vreau să și vopsesc, să fac exact cum e poza respectivă, așa, negru, chestia alta, așa. Buferul este un difuzor de GS Audio. Are 1500 RMS. Cine de 21 de ani, câți bani ai băgat tu în mașina asta ca să arate într-un așa fel? La un nou car vlog, astăzi sunt alături de Malaguti. Salut, Malaguti! Ceau, omul! Dragilor, de mult timp mi-a zis să filmez cu această mașină și uite că a venit timpul să filmăm cu ocazia evenimentului care s-a desfășurat ieri la Corcova, la primul meet. M-am întâlnit cu Malaguti, bineînțeles că am filmat și acolo cadre, dar am zis să facem un vlog special și să vorbim despre mașina lui care, o știu de cred că 3-4 ani, poate chiar mai bine. Exact. Eu personal de când o știu. Mala, te rog, spune-ne în primul rând despre ce model este vorba. E un A4 P5, da? În 2000, are motor de 1.9, APN, 110 cai, dar na, i-am făcut un soft, undeva la 150 de cai. A, deci ai și putere, pe lângă aspectul ai mers puțin și pe putere. Da, adică foarte puțin, adică na, la o depășire, la o chestie, nu-s pe forjă. Ok, tu ești mai mult pentru aspect, ești pe aspect, dar ai și putere, că acolo e ceva. Să zicem o idee. Băi, Malaguti, cum te-ai decis tu ca să bagi bani într-o mașină vechiuță, că e destul de vechiuță, deja are 20 de ani și să arate în felul ăsta e ceva. Am avut-o de la început, mie tot timpul mi-a plăcut mașinile, să le aranjez, să fie faine, să... Da? Asta, să fie pentru aspect, da, să atragă, exact, ba o muzică, ba o geantă, ba nu știu ce. Ei, la un moment dat s-a schimbat aici toate chestiile. începuse să bag mai mult decât trebuie în ea. Da. Și începuse cu vopsitul, cu colantare, cu genți, cu... Până am ajuns și la suspensie pe aer să pun pe ea. Da? Am ajuns la genți numai la de câteva sute. Spune-ne, te rog, de cât timp ai mașina, în primul rând? De când e la tine și de când te-ai apucat să faci modificări? Mă, mașina o am de vreo 5-6 ani exact, nu mai știu 100%. Dar de când m-am apucat de ea ca lumea, cred că din 2017-18, pe acolo. Nu prea, singurul eveniment când am mers, când am făcut, când a fost cât de cât ok mașina, începusem să merg în 2019. La TT, la Timișoara? Nu, începuse prima oară la DATS, la ADEVA. La DATS, da. Da, la, da, DATS acolo, la ADEVA. Atunci a fost primul eveniment. E, și de atunci am început ușor, ușor, cu mici chestii, cu un lip, cu o geantă, cu, eu știu, cu o sonorizare bună, cu fel și fel de chestii care nu trec acum în care tot timpul m-am mai uitat la un prieten, la unul, la altul, pentru că tot timpul așa găsești idei să-ți faci și tu la mașină. Exact. Când mergi și te întâlnești cu un prieten, bă, de unde ai chestia aia? Băi, de acolo, pac, vreau și eu, pac, auzi, îți cumperi. Bă, îl întreb ăla, bă, de unde ți-ai luat suspensia? De la cutare, de unde ți-ai făcut, de unde ți-ai luat lipul respectiv, de unde ți-ai luat gențe, de la cutare, exact. Sau ăla are de vânzare, sau... Păi da, uite că tot de la tine știu și eu de Sticky Sibiu, băieții cu care am colaborat și mi-am făcut grafica pentru mașina mea. Da. Tot, vezi, am aflat informații, eu de la tine, tu de la altul și tot așa, știi? Eu cu cei de la Sticky Sibiu, eu cu cei de la Sticky Sibiu colaborez de vreo, cred că, hai să zicem, 3-4 ani, că începusem de atunci să am cu ei, să-mi dea gratis, să-mi ofere tot ce am nevoie la mașină. Și începusem la început în 2017, când am început cu ea, ne-a dat... Avea grafica aceea, Nu. Până la Schweppes avusem grafica cu camuflaj. Și în 2018 făcusem grafica cu Schweppes. Da. După aia am luasem și genți pentru grafica aia. Și în 2019 am început să umblu așa aiurea prin țară cu, na, la evenimente, să văd și eu despre ce văd, că până atunci... Să vezi despre ce este vorba, de ce este lumea interesată în primul rând. Exact, exact. Și na, am mai făcut eu mici chestii pe la mașină, gen prizuri din astea, care poate la pentru unii nu le plăcea. Bun, acum eu de unde să știu chestii din astea, adică bă, unii vor mașina cât să fie cât mai curată, fără gen, uite, de mie îmi place să fie tot timpul mai wow mașina. Adică să atragă atenția. Da, exact. Stradă. Unii vor, poate, nu mai vopsea, nu vor să fie colantată sau nu vor acții builde, nu vor nimic. Vrea să fie clean, cât mai curată, adică, na. Bun, prima dată pe mașină tu ai avut suspensie reglabilă, grafica care o aveai tu cu camuflajul. Da. Jante pe cât? Atunci am avut jante, am avut, în perioada aia avusem GR11 9,5 cu 10,5, 9,5 față, 18, tot late, adică late, bine, rău. Și ne-am vândut pe alea la un prieten de acolo de la mine din zonă. Cumpărasem un GR9, cumpărasem GR9 noi. Da. Iar la fel, luasem toate 4, luasem 10 maxim, plană, DCJ l-am luat și da, m-am curat vreo 2 ani de zile cu alea, am mers. După care anul trecut, ne-am dat tot așa la un prieten de-a mine de acolo din zona și luasem astea, GR21, astea pe roșu. Astea așa au venit ele? Așa au făcut din fabrică, nu, erau făcute din fabrică, pe comandă, luasem legătura cu cei de la Reishop. Da. Și ei mi-au făcut comanda. Bine, toate descrierile astea le-am făcut eu, vreasem tot pe R17 cu 9J cu E25, adică să fie concav, na, cam greu pe R17 să ai genți concave. nu prea găsești, știi? Da, da, da. Și da. La mine ai văzut, sunt concave plană. Sunt concave. Exact. E bun, te-ai pus jantele, dar până la jante, jantele actuale, să zic așa, da. Montați pernele de aer, că na, da, mașina, după cum ați văzut cadrele anterioare, are pernele de aer, pentru că n-ai cum să mergi cu ea static atât de lăsată. Pe astea roșii avusem, deja avusem suspensia reglabilă, avusem dinainte la celelalte jante și na, au fost ok, adică au stat bine, mai ales pe alea pe 10J, au stat bine asta mașina pe curbe și în schimb cu suspensia comandasem de la cei de la București, de la Air Ride România, parcă. Da, da. De la băiatul ăla, la Olerianu. A avut și Loganul Kiss. Cred că apar n-am. Și am pus la niște băieți la Timișoara, mi-au montat-o. Chiar voiam să te întreb dacă ai montat-o tu sau ai mers la cineva. Nu, de ce să zic, bă, am montat-o eu, dacă nu am montat-o eu, că nu mă pricep. Nu te pricepi. Da, dacă nu, adică după aia fac lucrul aiurea. Dacă am început o treabă, zic să o fac aluna cum trebuie, nu? Corect. Ok, na, și am montat-o și a fost tot ok, adică nu prea am avut probleme. Am vrut o suspensie de-astea pe aer standard. Standard, nu, da. Cu bloc, cu căcaturi, cu telecomenzi, ridic o coboară, nu. În schimb, am deja un an și ceva, aproape 2 ani de zile de când o am și nu prea am avut probleme, adică foarte probleme minore. Față de alții care... Da, păi mai spun unii că se uzează pernele, că trebuie o perioadă să le schimbi, că se sparg, că nu știu ce, că nu știu. Posibil, ci gândește-te că, cum zici tu, că se sparg, gândește că la mine mașina e mașina de zi cu zi. Deci dimineața când mă trezesc, mă duc la serviciu cu ea, seara când vin, la fel. Serios? Da, și gândește cât de greu e să întreții o mașină care mergi zi de zi cu ea și te car cu ea. Stând afară, și gândește că mergi, mai ales să te duci cu ea la evenimente, să o ai cât de cât ok față de ceilalți. De-aia zic, sunt unii, de exemplu, se duc la evenimente, ai văzut și tu, vin cu ele pe platformă, vin cu ele pe roți și după aia înapoi cu ele în garaj. Nu mai umblă cu ele. În schimb, ai văzut la mine. Te duci colo, o lași. Da, te duci, o lași în parcare, te trezești că vine unul. Nu o vezi poate pe moment, când te duci la spălătorie să o speli, o vezi, ba că ți-o zgâriat-o ăla, ba că ți-o lovit-o nu știu ce, ba că ți-o zgâriat-o cu cheia sau eu știu ce, ba mai dai cu cauciucul poate într-o bordură, mai zgârii, mai nu știu ce. Evident că trebuie să bagi bani în ea, în schimb celălalt nu bagă nimic în ea, vine tot cu ea fresh, plin, știi? Da. Asta este, nu trebuie să ne asumăm când mergem cu mașinile zi de zi, sunt daily, până la urmă trebuie să ne asumăm, știi? Da. Bun, ce mi-ai făcut la exterior și mai ales la partea asta de sus, cu schiurile, cu toate nebuniile, cu s-ar venit ideea asta? Da, toată lumea aprecia, acum nu știu dacă toți, că au fost și mai mici chestii care zicea, bă, că mie nu-mi place, majoritatea le-a plăcut chestia aia care am avut-o cu multicolorul pe mașină. Deci, efectiv... Dar tu ai avut 3 sau 4 grafici, cred că 4 grafici ai avut. La început de tot am avut semaia cu camuflaj, după aia trecusem ăla cu șepsul, cu petele alea pe ea, cu albastru turcoaz. După aia trecusem la multicolorul ăla. Băi, tare, ăla mi s-a părut interesant curcubeul ăla, adică chiar că atrăgeai toate privirile. Bă, să zic o fază, m-am dus cu nevastă mea la mare și nu știu pe exact cu ce stațiune ne-am oprit. Bă, băiatule, nici n-am apucat să mă opresc cu mașina, când ne-am oprit era cel puțin 15-20 de oameni lângă mașină. Da, mai unul, altul cu copii. Bossul, cum se ia moldoveni, bossul nu mă lasă să fac și o poză cu copilul, cu nu știu ce. Da. Zic, mă, fă, la pula mea, na, ce să zic, fă, o poză, zic. Bă, da, mișto. Și plin de lume, care mai de care, poze și din mers, wow, toți, adică aia chiar că a tras privirea maximă, a tras. Da, dar uite, n-ai ținut-o foarte mult, în câteva să zic așa? Era făcută în mai, anul trecut în mai am apucat de ea. Mi-a luat vreo 3 săptămâni de am făcut-o. și nu știu în câta asta, în martie am făcut-o pe asta la alta. Aproape un an de zile, vreo 6-7 luni, 8 luni. Și mașina era gri. Până da, mașina era gri de fabrică. De fabrică, da, chiar și sub culoarea aia tot gri. Până în momentul actual de-am vopsit-o cumva. Bun, hai să te întreb eu, când ai făcut grafica pe acela, a trebuit să o treci în talon multicolor. Am fost la RAR. Da, și ai trecut în multicolor. Am trecut în multicolor, da, exact. Multicolor. Și acum că ai făcut o neagră, ai trecut o neagră, nu? Nu, am lăsat-o tot. Dacă era neagră, simplă, trebuia să merg chiar la RAR să-mi schimb talonul, să-mi fac negru. Aha. În schimb, acum eu cum am făcut grafica asta cu negru mat și am făcut roșu galben, am putut să jonglez cu 3 culori pe ea pentru ca să pot să mă încadrez în multicolor. Ce tare! Înțelegi? Ca să nu mai mă duc. Da, și acum gen cum am multicolor trebuie să jonglez cel puțin 3 culori pe ea, pentru că nu o să pot juca alb-negru pentru că sunt două, o să treacă alb-negru în talon, știi? Deci trebuie cel puțin 3, îmi trebuie. Foarte tare, uite de... Am aflat și o informație foarte utilă, ați aflat și voi o informație foarte utilă. Da, și mulți tot așa au auzit, zice, bă, cât o grămadă de bani, cu schimbat, nu, eu am plătit 1.660 de lei. Că mulți mi-au zis, da, mulți mi-au zis că 300-400, 500 de lei. Știi ce se sperie oamenii? Dacă se vor duce la RAR ca să schimbe culoarea, cred că se face și la mașină. Nu, și da, te afli acolo doar pentru schimbare de culoare. Da, da, vezi, uite, de exemplu la mine tot așa mi-a zis și mie. Zice, bă, că am venit doar pentru schimbare de culoare, ok. E, că am ajuns acolo, mi-a zis ăla, zice, bă, băiatule, ia uite ce genți avem. Ia să vedem noi când intri înăuntru. Mai sunt omologate gențile astea. Nu, serios? Da, da, avem noi pe 17 cât avem acolo în carte. Aha, aha. Zice, după aia zice, ia să vedem, noi corespunde la noi folia asta care e pe geam, să vedem ce zice aparatul, nu știu ce, știi? Da, da, da. Și da, până la urmă am fost înăuntru, au rezolvat-o, mi-au adus ok. Chiar jantele le-ai omologate sau nu? Bă, nu. Nu, sunt omologate pentru că nu se pot omologa. 15-16 am. Așa am și eu pe Opel la fel. Da, eu am auzit de la alții că nu se omologează, dar probabil 17 pe B6 e următorul încolo. Știi ce? Majoritatea care vor să-și facă tuning se tem de chestia cu asta, cum zice, băi, modific mașina că mă ia poliția. Băi, trebuie să-ți asumi că dacă vei modifica mașina și vei face modificări mai majore, e normal ca să-ți atragi atenția și... Da, se pot lega de tine, n-ai ce să faci, frate, până la urmă știi cum e și popă și oț, nu se poate, așa că dacă vrei un tuning ca să ieși în evidență, îți asumi dacă te oprește poliția și te mărire, adă certificatul cu apă, știi? Și așa am avut probleme cu ea, că după ce am colantat-o, m-am făcut programarea la RAR și m-am și... Na, ai văzut că îți dă prima oară cartea, să faci omologarea pe carte și a trebuit după aia să fac programare pentru schimbarea de talon și să stau o lună de zile până face programarea, până îmi trimite talonul. Ei, în schimb, când am văzut poliția din zonă de la mine că a schimbat, pac, aveam unul acolo în zonă care mă pistonea, știi? Și a văzut ăla că a schimbat direct, pac, că l-am avut direct cu girofarurile pe mine. Serios? Deja? Da, mă, da, avea ăla, avea el, era el pus pe mine, știi? M-a luat direct. Că, domnule, că am înțeles că nu aveți omologare pe culoarea asta. Zic, cum să nu am omologare? Dar el zice, dar ce aveți? Păi zic, cum să nu am, dar ce umblă ilegale, zic. De arată și mie și arăt cartea mașinii, puftim. El... Nu-i venea a crede. Nu, și ce mi-a zis? Nu, mă, că asta nu-i valabil, auzi. Păi zic, păi de ce să nu fie valabil? Zic, cartea, eu știu că e mai presus decât talonul, zic, nu, cartea e carte. Zic, acolo se trec toate omologările și toate chestiile. Nu dă-mi talonul, zice. Păi eu zic, de unde să dau talonul, bă, băiatule? Zic că acum am făcut RAR-ul și am schimbarea, dar și trebuie să-mi vină, exact, zic, da. Stă el, se gândește, nu știu ce. Bine, bine, bine. Vezi că pe data de 18, când trebuia să vină luna viitoare, ne vedem, zice, știi? Păi unde să ne vedem? Zic, la ce să ne vedem? Că talonul vine prin poștă. Zic, la ce să ne mai vedem? Zic, ce treaba are? Era chitit pe tine? Da, mă, da, mă, era, știi, credea că... Băi, nu sunt toți la fel, să știi că sunt oameni și oameni. Da, uite, de exemplu, când mergeam pe la Reșița, la Timișoara, mă opreau, îmi cereau actele și erau... Polițiști, da, zicea, bă, zice, ce fain arată mașina, zice, îmi place, știi? Și o grămadă de ori mi s-a spus. Mai ales acum cu culoarea nouă. Da, da, da. Bun, hai să mai vorbim puțin tot de exterior și vom duce și la interior. La partea din față, partea frontală, văd niște faruri foarte interesante. Ce le-ai făcut? Cum le-ai modificat? Să arate în așa fel? Da, lucrați la până. De fapt am două seturi de faruri. Am pus în cele care le avusem înainte și astea la alte. La astea ce le-am avut, care le aveam acasă, le-am vopsit interiorul. Negru? Negru, exact, negru mat. Vopsisem interiorul negru mat. După care am dat sticla jos, le-am dat în lac. Polish. Nu, le-am dat în lac. Da. Le-am mătuit, le-am dat în lac față-spate. După aia le-am prins înapoi. În lupă le-am pus LED roșu. Da, ăla e legat pe poziție sau e buton separat? Nu, are și buton separat, gen pentru când deblochez mașina să mi se aprindă. Sau am buton ca să-mi dea tot timpul pornit, dacă vreau. Și ideea că dacă las pornit, de exemplu, să stea tot timpul pornit, becul roșu, când aprind farurile, ele se sting automat. Înainte de chestia asta, avusem, în timp ce aprindeam farurile, stăteau și le-a aprinse. Și mi-a atenționat odată un poliție, zice, bă, zice, chiar dacă ai farurile... Da, păi nu ai voie. Da, zice, că se vedea un pic, știi, ca... Și mi-a zis, zice, bă, încearcă să oprește alea, știi? Și atunci ele avea modulul ăla să-l pun pe... în timp ce aprind farurile să se stingă, știi? Dar eu nu le-am mai pus. Zic, dar mai că nu afectează cu nimic, știi? Da, da. Și am prins și firul ăla și... Și ai xenon pe farul sau pe normal? Nu, xenon. Xenon, am înțeles. Deci ai farul modificate așa, gen... Un pic de custom. Pe spate ai triple pe LED. Da, am pe spate triple pe LED, gen doar pe frână și poziție și restul becuri. Becul normal. Da. Băi, arată foarte, foarte bine. Nu știu, pe mine m-a impresionat când am văzut că vrei iară să-ți faci o nouă chestie la mașină, să aduci o îmbunătățire și când am făcut, băi, nu mă gândeam la chestia asta, știi? E foarte tare mașina, îmi place extrem de mult. Te întrerup, zic că văzuți, aveam 2, 3, 4 poze cu mașina și zic, bă, cu alte mașini și văzusem, zic, bă, vreau să schimb. Vorbise cu ăsta de la Sticky Sibiu, cu băiatul, și zic, bă, uite-te, vreau să-i schimb culoarea, să-i fac altfel. I-am arătat și la el, zice, bă, mă, ăla nu prea îmi place, zice, nu știu dacă o să arate bine. Zic, bă, vreau să și vopsesc, să fac exact cum e poza respectivă, așa, negru, cu chestia alta, așa, așa, așa. Nu o să mă iau de exact 100% după aia din poză, dar fac eu să fie mai diferit un pic de aia, da, ca idee, știi, eu vusem vreo 2-3 poze și luasem un pic de acolo, un pic de acolo, un pic de acolo, știi, ca să fac ceva diferit, să nu fie, bă, iară, m-or zis ăia, ai luat curcubeul după BMW-ul respectiv. Da, da, da. Da, bă, și care e problema dacă am luat, voi cât ați copiat, în schimb? Da, haterii tot timpul vor fi hater și nu avem ce să facem, asta e... Și sunt treaba lor. Da, și atunci am vorbit cu băiatul și a zis, bă, mă, dacă tu crezi că vrei să facem chestia, sau facem. Și m-am apucat și i-am trimis pozele, mi-a dat ce-mi trebuie și mi-am făcut-o singură. Într-o zi mi-am rezolvat-o. Deci tu singură ți-ai colaborat? Grafica, da. Grafica, da. Mașina ai dus-o la vopsitul, ți-am vopsit-o și după... Bă, cu partea cu vopsitul am fost la un băiat acolo de la mine din zona și el mi-a zis în felul următor, bă, mala, eu te ajut să-ți o vopsești, te ajut să-ți fac gen că am ruluit un pic aripile, da, exact, da, și să fie frumos, conturat și mi-a zis, bă, mala, eu te ajut, îți fac, numai tu, mă, tu fă unde nu te pricepi, da, exact, unde nu te pricepi, îmi spui și te ajut, doar ce strict, eu ți-o suflu, eu ți-o rezolv, ți-o fac tot. Și, da, plus că am vopsit și interioarele la uși, ca să nu mai fie probleme când deschizi dușul să se vadă gri. Foarte bine, da, că dacă vrei să se ducă după aia culoarea, exact. Cam pe negru poți să pui orice. Și gândește-te că ne-am apucat marți de dimineață și sâmbătă a fost gata mașina. Foarte repede. Ne-am apucat, da. Păi trebuia la un garaj, știi, să nu le țin ocupat. Ne-am apucat că am ajuns așa, de la 8, 6-7 maxim seara, cu fiecare zi. Bun. Tot legat de exteriorul mașinii, mai văd la tine niște praguri modificate, de gustul ceva, le-ai făcut sau se găsesc? Nu, sunt extensii de praguri, le-am luat de pe OLX. Extensii de praguri, ai și pe bara din față lipul acela. Da, e un lip de cupra universal, iar apel de pe OLX, luate, puse niște tije de alea sport, gen de susținere. Da, da, da. Și cu acele fante galbene. Da, exact. Alea sunt făcute de mine, cumpărate și un pic modificate și băgate în... Bun! Cam așa arată pe exterior mașina, dar hai să vorbim și de interiorul mașinii, pentru că este ceva modificat și ai o piesă de rezistență care, după părerea mea, cred că costă câte o mașină second hand, volanul tău, la asta mă refer. Spune ce model de volan ai, că mie mi se pare ireal pe o mașină așa veche, un așa volan. E un volan de, să nu greșesc, de Q7, Q5, 2019, atunci era fabricat. Și cred că dacă nu mă înșel și pe 9, ultimul model de Audi A4 am văzut parcă modelul ăsta, dar cel mai sigur pe Q7, Q5 am văzut. Cât costă un astfel de volan? Complet, nu știu. Cred că 1000 de euro. Cam 1000, da, cam 1000 de euro. Cam așa, deci cu 1000 de euro dacă vrei să mai cumperi un Audi. Da. Tu ai deja doar volanul cu 1000 de euro, așa ceva. Bun, ce mi-ai făcut la interior? Bă, mare scufal nu prea am făcut la interior, decât schimbasem un pic scaunele, gen tot de B5, dar cu lombar un pic mai lung și erau din pânză, arătau un pic, erau nașpa rău, adică mâncate și le-am schimbat, le-am avut un prieten acolo la mine în zonă și mi le-am retapizat. Da, le-am făcut foarte frumos. Da. Piele cu romburi, așa. Da, mai am un pic, gen să mai umblu un pic la feță de uși, la plafon. Plafonul îl faci în negru, nu? Bă, da, am zis că fac plafonul negru. Poți să dai în stânga, ca să ne întoarcem înapoi unde avem mașina, știi? Deci plafonul îl vei schimba, îl vei face negru. Plafonul, da, plafonul fac negru. Și am zis că văzusem la cineva, la un prieten de aici de la voi, de la Severin. Vreau să-l fac cu steluțe din alea colorate, știi? Da, la Adelin, exact, da. Le-am văzut, să știi că arată foarte bine. Mi-a arătat și mie și zic, bă, a rămas la surpriză, adică arată super fain, știi? Păi dacă totul plin la plafon și-l dau... Da, totul dau jos și fac și chestia aia, da. Ai și lumini ambientale puse tot... Da, îți aici pe chestiile astea de... Doar o anumită culoare sau mai multe? Da, nu, doar roșu. Doar roșu, exact. Doar pe timp de noapte se aprinde, în timp ce când aprind pozițiile sau când pornesc mașina. Și ce observ la tine, ceasurile de porn sunt în mine, nu sunt în... Da, am două perechi de ceasuri. Așa ai vrut să le faci? Mi-a plăcut chestiile astea cu... și, știi? Da. Celelalte care le am sunt cu lumină roșie per total, care... Și ăștia ce au? Alb cu roșu? Da, acele sunt cu roșu și restul e cu alb rece. Ca și padelele, cum am zis, bă, dacă tot și padelele și taftele tot sunt cu alb, zic că se potrivesc. De-aia se și vede acum kilometri puțin la ceasurile astea, la 178.000. Da, atâta apar n-au, atâta au avut ele. În schimb, pe ceasurile originale care am mers cu ele, alea aveam 500 și ceva de mii de kilometri. Da. Kilometri, alea rămas și... Și în stânga ceasul pentru pernele de aer? Da, aici, barometru de față-spate la aer. Și mai jos butoanele. Mai jos, da, exact, mai jos butoanele și butonul de compresor care îl pornesc, îl opresc sau poți să-l las pornit și faci el singur chestia. Când simte că nu mai are aer, pornește și se stinge la fel. Ok, și fețele de uși, din ce văd eu, sunt puțin modificate în sensul că le-ai pus ceva difuzoare mai mult. De fapt, să vă spunem, Malaguti are și un sistem audio foarte, foarte competitiv, să zic așa. O idee, da. Scoate 140 de decibel. Sau te-am făcut? Nu, pe acolo, da, pe acolo, 140. 140, da. V-am zis eu că are. Am văzut că mi-am deschis portbagajul și la evenimentul. Nu știu dacă ai avut evenimentul cu TT-ul. Da, atunci. Atunci am luat locul 2, atunci parcă la TT atunci. La 100 cât ai scos? 139, nu știu cât. Parcă. Acum depinde de cât era, că era și pe 30 de Hz, pe 35, pe 40, pe 25 de Hz, era anumită parem. Și stăm acolo și mai stăm. Spune ce sistem audio ai. Boxele, în primul rând, ce boxe ai pe față? Am pe față, în găurile de la alea originale, mi-am pus niște boxe de la H. De 16,5. Sau cât sunt? Bă, chiar nici nu mai știu, cred că de 16, da. După aia, tot pe asta de față, am pus niște digital design, am luat de la un prieten. Spatele iar la fel, tot așa de 16,5, tot de la H luasem, Pro. Poți să oprești motorul ca să... Așa. Și subwooferul? Subwooferul este un difuzor de GS Audio, are 1500 RMS, putere nominală... Și cu incintă de câți litri sau cum se calculează asta? Da, nu mai știu cu incinta cât... E foarte mare, e cât portbagajul. Exact, e făcut cât portbagajul, e mare. Și acum vreau să lucru la să-mi iau altă incintă, să-mi fac cum am un diff și vreau să le pun pe amândouă și să mai lungesc un pic cutia spre portbagaj. Pet, îmi place mult mașina ta și mă bucur că ne-am întâlnit ca să filmăm și să le arătăm și oamenilor cum arată, să zic așa, unii uștiu din realitate. Alții o vor vedea acum. E un alt fel de A4 care nu-l vezi, dus cam la extrem, nu prea vezi zi de zi pe străzi, mai ales că e un model vechi. Da, nu prea bagă lumea bani în așa modele. Fac. Legat de bani, Malaguti, spune aproximativ câți bani ai băgat în mașina asta? O mașină de 21 de ani. Câți bani ai băgat tu în mașina asta ca să arate într-un așa fel? Bă, n-am făcut un calcul să zic 100%, bă, am băgat 5-6.000 sau nu știu cât. Dar sare de 5-6.000. Sare. Da, păi numai anul trecut, gândește-te, am luat gențile, luasem suspensia, ca să așa să ameliorez. Doar suspensia și jantelele cred că au fost 2000 de euro pe puțin. Păi, da, suspensia cu telescoape, cu tot a fost aproape 2000. Gențile, nu, fără gente. Gențile au fost 1000. Plus cauciucuri, plus... Da, exact, care nu le mai pui echilibrat, montat, porcării. Umblase la sistemul de sonorizare, pe difuzor am dat 2000 de lei, pe cutie 500 de lei. Plus stația iară găsise la cineva, iară vreo prințese foarte ieftine stația. Eu zic că ai sărit, nu știu, de mult de 5.000 de euro, deci tu zici așa, nu mai pui chestii minore, lipuri, volan, interior, vopsit, devopsit, colantat, decolantat, eu știu, triple pe LED, faruri, porcării care mici chestii care nu le mai... Da, pe nu ai cum, că nu le ții minte toate. Sunt mici chestii care costă și cam uiți tot timpul de el, bă. Da, exact. Nu știi cât, am dat 3 milioane să modific farurile, păi tu mai ții minte. Da, mai ții, că nu mai e importanță, exact. Și, bă, na, sunt mici chestii care costă bani, poate, și nu le mai iei în considerare. Exact. Pe tine te mulțumește foarte mult mașina asta și cred că o vei ține în continuare câțiva ani. Dar nu te văd pe tine ca să o dai așa repede. No, asta nu pleacă. Asta dacă pleacă de la mine, nu mai dezmembrată. Nici atunci nu pleacă. Deci asta înseamnă să fii un pasionat adevărat. Păi, dar trebuie să mă îmbrac atâția bani și acum să o vând. Adică dai seama că dacă aș vinde mașina asta, de dau un exemplu, să o vând la altul, s-a dus tot. Tot ce înseamnă CS99 MAL s-a dus. Ce înseamnă Malaguti? Da, da, Malaguti nu mai da. Poți să-mi iau eu o altă mașină și iar să o iau de la zero, nu-i mai faima aia. Nu mai e același lucru. Știi? Sunt mulți care pe B5, pe modelele astea, care zice, bă, uite ce fain ia, și atunci mă sună, mă întreabă, bă, mala, de unde ai aia, de unde ai făcut aia, de unde dăm și mie, de unde să-mi cumpăr. Deci știe toată România pe tine cu... Bă, da, cum tot am mers peste tot, cu o grămadă de prieteni m-am întâlnit, care chiar și dacă nu au B5, au alt model de Audi, au alt model de mașină și a venit și s-a uitat și a întrebat și... Ce să zic, măi, Malaguti, îți mulțumesc frumos pentru că mi-ai acordat interviu și am vorbit tot legat de mașină ca să fie pe înțelesul tuturor. Iar voi, dacă îl vedeți pe Malaguti, vă duceți la el, faceți o poză cu mașina lui și cu el, bineînțeles, nu? Exact. Pe el o să-l vedeți la evenimente. El merge de regulă doar ca să dea drumul la evenimente, cum a fost ăsta de la Corcova, gen... Asta a fost primul eveniment și pe chestia asta luasem locul întâi pe grafică, aici la voi. Felicitări, felicitări. Zic că am început bine. Păi un început bun. Sper să se dea drumul la evenimente și să ne vedem ca între pasionați și în alte părți, nu doar cum a fost la noi în județ, în Mehedinți. Sper să se facă ceva și la voi pe zonă, pe Timișoara, pe Reșița, pe nu știu, eu am să vin cu mare plăcere pentru că așa ne-am cunoscut noi și uite, ținem legătura și în prezent. Dragilor, dacă v-a plăcut acest episod, băgați pe butonul de like, băgați și un share să vadă toată lumea mașina asta pentru că merită, multe share-uri și multe like-uri. Abonați-vă la canal, iar noi ne vedem în următorul vlog cu o altă mașină sau cu noi modificări ce voi face la pisică. Dragilor, acesta a fost vlogul de astăzi, ne vedem pe data viitoare. Vă salutăm! Salut! Ciao.